Era o perioadă foarte drăguță, că erau manifestații peste manifestații în perioada zilele alea. Normal, se luptau cei care credeau că făcuse revoluția cu comuniștii lui Iliescu și vreau să-l dai jos. N-au reușit nici până acum. Iar eu, la 16, ce puteam să fac? Eram plecat la prânz să joc fotbal, la, pe depou, spuneam. Era un depou al tramvailor, undeva cu dorobanți. Și când am plecat de pe din depou acasă, să vin, nu știu, să mănânc ceva, să, whatever, ce făceam eu, când să trec dorobanțiu, pac, puhoiul de lume venind de la televiziune spre, spre Piața Universității, spre centru. Manifestație. Și eu, hai, vezi mă, cu mingea în mână, pac, cu șosetele băgate, în, cu trainingul băgat în șosete, cum se făcea pe atunci. Și m-am dus frumos cu ei, erau oameni, erau foarte, mă rog, pentru perioada aia, erau foarte spălați și foarte decenți, în general, intelectualii vremici. Și am zis, normal, 16 ani, cu o manifestație, e rost să iau bătaie de la cineva, hai și eu. Și ne-am dus, cred că nimeni nu știa amploarea pe care o să ia fenomenul, pentru că a fost exact prima zi, prima secundă. Am pătruns în Piața Universității, brusat, s-a umplut Piața Universității, s-a făcut o mare de lume. Nu mai știu de unde au apărut niște chestii, niște garduri făcute ad hoc pe acolo. Au pus oamenii, au blocat circulația și au început să stea și se vorbea de la balcon. Acum să nu-mi cer să spun cine vorbea de la balcon, pentru că nu știu, se prindeau o grămadă de oameni. Și de-a lungul acelei luni, că a durat o lună sau o lună și un pic toată chestia, a început foarte drăguț. Se stătea, se cânta de la balcon, jos Iliescu, jos comunismul, punct 8, Timișoara, și... bine, nu aveam eu idee pe atunci ce înseamnă foarte bine punctul 8 la Timișoara, dar bănuiam că trebuie să fie ceva în regulă dacă era cu Timișoara. Acum, unde a început tot. Și petrecut, cred că toată luna aia, n-am lipsit două zile de acolo. Mergeam cu chitara, mai stăteam, mai cântam, repitam, discutam cu lumea, în general. Și căutam să învăț lucruri. Ulterior am văzut că corturile alea spuneau ăștia că se drogau, că spuneau, nu știu, Iliescu. Se spunea că se droghează lumea, că ce se întâmplă, că fac sex. Ori fi făcut sex, eu n-am văzut pe nimeni făcând sex o lună de zile. S-or fi drogat, n-am văzut pe nimeni că s-a drogat o lună de zile. Dar, în general, era o atmosferă de pace, foarte calm tot. Foarte calm, foarte deschisă toată lumea. Mai intră noi acolo. Că mai venea o babă și ne înjura de pe margine delbedeilor golanilor. Suntem golani, ce să facem? Mm-hmm. Unde tira toată lumea cu golan pe... A, chiar că a zis prostul ăla de Iliescu, cu niște golani au ocupat pe universitate. Și a fost drăguță treaba aia. Atunci l-am cunoscut și pe Pasurcă. Și, mă rog, se formase un nucleu de tineri acolo, care ne întâlneam în fiecare zi. Și cam asta a fost. Până la un moment dat, în ultimele zile, începuse să se degradeze treaba și cred că erau mizerii de ale lui Iliescu băgați printre noi. În ce sens începuse să se degradeze? Nu știu, apăruseră tot felul de indivizi dubioși. Dubioși, la modul dubioși, adică Iliescu ăsta cât de prost e el, săracul. Vai de mama lui și steaua lui. Măcar putea să ai niște oameni spălați să-i bage acolo să facă să provocări sau orice ar fi făcut ei. Dar nu, ei a luat de ăștia, homeless, mama, vai de curul lor cum erau. Și băgau și ea începea să vorbească, să spună că mamă, că miliția e între noi, securitatea, ne place, ne trece. Pă noi, cu ăștia tinerei, chiar nu ne interesa de nimic, îți dai seama. Era veselie, era libertate în perimetrul ăla. Nici nu era traficul de acum. Și în ultimele zile, începuse campionatul mondial, dacă nu mă înșel. Și am mai stat pe acasă cam să văd primele meciuri. Iar acum, firul evenimentului mi s-a cam rupt să spun exact ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Știu că era în ziua meciului cu
cu RSS, parcă. Când s-a degradat toată treaba, s-a dus mai bine. Am plecat spre universitate, știu că ardea un... Venise poliția, am vrea să intre. Poliția sau mizerii de-astea, gen jandar, us la ce mai era pe atunci. Veniseră să intre în oameni. Și știu că s-a dus... Nu mai știu exact cum s-a aflat că vin mineri în București. Ori întâi a fost atacul asupra televiziunii... Așa a fost, nu? Întâi atacul asupra televiziunii. Unde am mers, până la televiziune am mers călare pe un autobuz din piața universității. Merge să luăm televiziunea. Ok, să luăm televiziunea. Și cine mai era cu voi? Când au mers la televiziune? E cam ce oameni era? În mare parte, eu nu prea cunoșteam pe nimeni, din care a fost. Dar m-a luat valul, mă rog, am fost pe televiziune, parcă... Îți uite că s-a intrat în televiziune, a reușit și eu să intru, până la etajul 11, parcă era, unde era directorul, nici nu mai știu, nu era Paul. Razvan Teodorescu. Teodorescu era, da, exact. Și m-a ajuns până în fața ușii acolo, la parlamentarul, înăuntru, pac, pac. Nu știu ce, am avut așa un declic și am zis, ar trebui să plec de aici, că nu-i locul meu aici. Și coboram pe scări și în clipa în care eu coboram pe scări, pe etajul 2-3, văd, vedeam trupe cum urcă de ăștia, negru, un fel de trupe speciale, ce dracu ar fi fost ei. Și mi-a zis, păi că ai făcut bine. Erau parașutiști de nu știu unde, de la Clincen, de la dracu să ia trupe, mă rog, neparașutați. Parașută iar fără parașut. Și am plecat, am ieșit afară și dintr-o dată s-a început, nu știu, cei de jos aruncau cu sticle în televiziune, cu pietroaie, cei din televiziune, pe aia de sus, mă înțeles că pe aia de sus i-a arestat pe toți, i-a luat, i-a bătut, i-a făcut niște strânțe. Și s-a lăsat seara, din televiziune aruncau cu geamuri, cu bucăți de geam. Noi ne făcuserăm niște paveze din, dacă știi tu, traversele alea care sunt pe schele. Traversele care sunt puse pe schele pe care trec oamenii. Și noi luasem, erau pe acolo, că se lucra și le puneam așa să nu ne vină ciobunile în cap. Că veneau bucăți, uite așa de sticlă. Se minte că l-a tăiat un băiat lângă mine, așa, i-a venit pe mână, s-a uitat brusc și, bă, ce am? Și avea așa, dar l-a deschis. Nu știu ce, că și noi eram cuminți, că aruncam cu ce puteam, dar ce să arunci de la gardul televiziunii până în televiziune? Că n-aveai cum. Na. Și aia de sus dădeau cu apă peste noi, că aveau furtună sub presiune mare de tot. Și au dat cu apă, ne-au dat pe toți. Și a durat vreo 2 ore, 3 ore toată chestia asta, asalt, ce-a fi fost el acolo. Asalt, cu cine să asaltezi. Și iarăși tot așa la un moment dat, mi-am zis, bă, ar trebui să plec, că e... Jucase România cu RSS-ul în ziua aia, sigur. Și am plecat, dar am plecat în direcția greșită, ca prost. Am luat-o spre Herăstrău, iau în partea asta, l-am spre casă. Ud, fleașcă. Am stat cu un par, m-am plimbat vreo oră. Și când să trec pe acolo, erau filtre de milițieni. Se uitau dacă ești ud. Eram fleașcă, dai seama că nu o să iasă. Și, da, și puștan. Crescuse așa un pic corul peste urechi. Și m-am uitat la ei și a zis, hai că merg. Și așa mergea cu mine în buzunare. Ud, făcea un adida și... Și ia vină mă încoa. Ia, ești ud? Da. Aole, ai fost aici. Nu, șeful a fost, am făcut baie în Herăstrău. Păi cum m-am îmbrăcat? Nu, domnule, dar mi-au căzut hainele în apă. Aole, doar că m-am văzut că eram mai puțoi așa și a zis, hai mă, treci, du-te, iau pe acolo și du-te, lasă-ne în pace, îți iei omorul de la ăștia. Bine, m-am dus acasă, m-a întrebat tata, unde am fost? M-a văzut că sunt zgâriat, lovit și ud. Unde ai fost, mă? Unde ar trebui să fie orice român? Ceva de genul ăsta i-am zis eu. Zbang, mi-a tras una peste cap. Și am plecat și m-am cucat, sau ceva, nu mai știu, în fine. Știu că exact așa am făcut și la Revoluție, când au ieșit lumea. Stă de tot la televiziune am fost pentru că e aproape de casă și am stat 3 zile fără să știe mai de mine într-o casă în la televiziune. În fine. Asta au dat. Și după aia au apărut mineri în București. Nu știu cum. Nu știu. Știu că erau imagini. Au sosit minerii duși de un sentiment patriotic și Iliescu le mulțumea că au venit.
Și erau strânși... Când s-au strâns la Romexpo? Înainte sau după... După televiziune. După televiziune. În fine. Ziua așa, mă rog, și eu mă duceam a doua zi, cred că chiar a doua zi sau a treia zi. Eram la liceu în Basarabauze, în Cantemir. Și mă duceam frumos să duceam și eu o corigență. Pentru că așa făceam pe vremea aia. Și veredeam până oraș, tot erau camioane, basculante, pline ochi cu mineri, pline ochi, camioane, autobuze toți și minerii toți, și mergeau și pe străzi. Aveau topoare, mergeau cu dita mai bătere, nu știu, erau niște chestii de cauciuc cu miez de fier în ochi. Și mergeau, se uitau la toți, la mine se uitau că aveam părul mai lung, că aveam și eu mapă mână, aveam și un sacou, că așa mă duceam. Na, drăguț, la școală. Am zis să tac din gură, că n-ar fi, luam un topor de la în cap, nu mai povesteam azi nimic. Și mergând eu pe la Piața Galați, a trecut un camion de mineri care, nu știu ce, strigau ei, că băi, muncim, noi nu gândim, sau chestia de asta. Toate babele aplaudau, bravo, băi, că ne-ați eliberat de golani. Și am început să le, mă rog, gura mea a fost de vină atunci, că dacă mă strecuram era în regulă. Și am început să le fac diferite semne de drag și dor și babelor și minerilor. N-am fost atent că la un moment dat s-a auzit un scrâșnet de roz la 20 de metri într-o parte, opris o basculantă cu mineri. Se uitau așa la mine. Erau muci toți, băieți, asta deci era clar. Era, puțea la 10 metri în jurul lor de amul. Și au venit dintr-o parte, erau mineri și am zis, hai să tulesc, că puteam să mai adar pe vremea aia. Și am dat destul de tare. Dar într-altă parte era un morman de babe așa care stăteau toate și n-am avut pe unde să trec și m-am împiedicat de babele alea și a venit minerii și a început să-mi dea. Ai student, nu, sunt la liceu, bă, ești student, lasă-mă pace, ia-ți de aici. Și m-au bătut băieții aia, noroc că de patru, noroc, făceam sport și știam exact cam cum se devine cazul în chestii de-astea. Dacă ești înconjurat, mâna așa, țaperi coastele și capul și aștept să iei, să se potolească ei. Și s-au potolit. Noroc că n-au dat cu topoare. Deci aia, cred că ăla a fost norocul meu, pentru că, da, na. Vreau mi-au dat cu prânci, cu băte, cu picioare, cu pom. Cu ce apucau și ei săraci, că erau dorniși să mă învețe ce-i libertate. Și m-au învățat un pic ce-i libertatea. Am plecat, eram plin de sânge, eram cu hainele rupte. Na, miliția se uita, erau doi miliție într-o parte, se uitau, n-au avut nicio treabă, n-au avut. M-am dus, am intrat în școală, m-a văzut profesoara, zice, Gorneanu, ce ai făcut? Am luat bătaie, doamnă. Bine, hai că te trecem. Și de aici iar e o nebuloasă, pentru că știu că au vrut, m-am dus la infirmeria, la cabinetul medical al școlii, m-au pansat pe acolo. Eu eram bucuros, deci nu știam dacă să râd sau să plâng pentru ce se întâmplase. De durut nu mă durea foarte tare, dar eram tot zgreat și rănit. Și de aici nu mai se pierd amintirile negre, că știu cum am ajuns acasă, am stat până seara în școală, că erau în jur, prin tot București, aici să nu mă vadă așa bătut, că mă bat și mai rău iarăși. Așa făceau, dacă cum vedeau, și oricum nu se luau de grupuri, vedeau numai de oameni singuri. Ca jandarmii de ziua de azi, așa. Și asta a fost. M-au căsăpit, dar mi-am revenit ca pasărea Phoenix și fut în gură, sincer. Eu nu știu cum se suportă când se văd azi la televizor, pentru că mai sunt toate imaginile de atunci, sunt la televizor și cum se văd ei sau cum îi văd alți oameni din afară. Da, ai încercat să mergi la poliția, să faci vreo plângere sau să depui vreo plângere ce s-a întâmplat? De ce să merg? Păi pentru ce? Dacă miliția cu e și acu era. De ce să merg? Să mai bătaie și acolo? Nu, mersi. Nu. Eu am înțeles, de-a lungul vremii am înțeles că am o față care cere pumni, plane, bastoane, ciocane și alte lucruri. Și de-aia am zis să stau liniștit la locul meu. O bătaie la 10 ani major ajunge.
Și atunci, nu știu ce să zic, îi salut cu mare drag pe cei care atunci m-au ajutat să iau corigența, pentru că într-adevăr ei m-au făcut un mare bine, m-au ajutat să iau corigența, că altfel nu cred că o luam, că nu eram în stare. Așa, eu mulțumesc pe această cale, le urez, dacă mai trăiesc, să trăiască și mai prost, dacă nu mai trăiesc, să ardă un dor arde. Și în rest, lumii numai de bine. Pace. Auzi, cine crezi că e vinovat pentru toată povestea ce ți s-a întâmplat? Vinovat eu pentru ce mi s-a întâmplat mie personal. Și pentru ce s-a întâmplat cu totul? Eu unul, Ion Iliescu. Ăla-i. Mm-hmm. Bine. Ăla-i. Da, cu repercursiunile. Ok. Și care crezi că e... Ce repercursiuni crezi că au avut evenimentele din 90 pentru imaginea României în afară? Ne-am făcut de căcat, ca de obicei. Ne-am făcut de căcat, ca de obicei, da. Eu nu dau seama de unde s-a strâns atâta sălbăticie în oamenii aia. Oameni. În creaturile alea care au venit. Și pe care le-ai văzut și imaginile alea cu piața universității și cu jegurile umane care prindeau orice om, orice tânăr, orice femeie, pe oricine. Îi prindeau la înghesuială și căsăpeau. Eu nu înțeleg. De unde au ieșit ele? Din ce grote? Da, din mină, scuză-mă. Nu, eu nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat și de ce, din ce cauză avea nevoie, cred că căcatul ăsta de Iliescu de așa ceva. Pentru că nu și-a tras decât ura. Multora. Uh-huh. Nu patuturor, pentru că poporul român este format 90% din oameni imbecili, cretini, proști, nespălați, needucați, retardați. Iar restul de 10% ne descurcăm și fără voi. Ce să zic? Nu mă explic, nu vreau să mă duc aminte de unele lucruri. Da, cumva asupra ta, după vestea asta, ce efect a avut în perioada aia? Ura. Crește adrenalina acum, mă duc aminte tot și îmi crește din... Mi-a mai din călcăie până în cap și m-a... Rămâi cu sechele. Păi da, cam asta era și întrebarea, știi? Că mai ales cum așa oamenii care am vorbit până acum aveau 20 ceva, 30 de ani când s-a întâmplat. Păi când aveau o vârstă din asta de 15-16 ani, cred că e mult mai pușernic. Făceam... A, tocmai ce făcut sunt 16 ani, că ești născut pe 11 venit. Tare. Da, mă întreb eu ce aș făcut dacă aveam 15-16 ani, dacă... Dar cred că e și curiozitatea acum, adică vrei să vezi ce se întâmplă, cum ar veni și... Era strict uman curiozitatea asta, n-ai ce să faci, vrei să vezi, dar... Mai ales când, când vezi că n-ai ce să faci, atunci e mai nasul. Că n-ai ce... Și dacă îl vezi pe un om că e omorât în fața ta de aia, nu aveai ce să faci dacă îl vedeai. Că săpeau, îl băteau, putea să-i facă orice, miliția nu le făcea nimic, nimeni nu le făcea nimic. Deci ei aveau controlul deplin asupra Bucureștiului. Nu știu, dacă aveam, spun, sincer, și acum asum toată responsabilitatea ce spun, cât o avea eu de responsabilitate. Dacă aș fi avut o armă, cumva, o armă de foc, trăgeam în ei ca în câini turbați. Ca în câini turbați, nici măcar câinii turbați nu se purtau așa. Aia mai fug, mai nu știu. Aia erau chitiți pe... Și până la urmă n-am umflat dacă au fost băgați pentru ei, securitate, ce-o fi fost. Sigur au fost, dar nu stau eu să fac de asta, că nu, n-am nicio dovadă, n-am. Și nu caut eu dovezi. Eu caut să uit, sau mă rog, caut să nu uit, de fapt. Caut să uit ce mi s-a întâmplat mie, dar caut să nu uit ce au făcut ei. Dacă se mai repetă chestiile astea, e grav. Dar și guvernul să aibă interes să educe oameni ca să nu se mai întâmple asta? Niciunul. Ține-i pe proști, proști că se conduce bine. Dar crezi că sunt șanse să se mai întâmple acum? Da.
E foarte posibil. Foarte, nu știu dacă se vină minerii, dar e foarte posibil să existe o... o răzvlătire a maselor din nou. Și, culmea, chiar și pensionarii, cred că, dacă se întâmplă chestia cu impozitatul pensiei, eu cred că ies în stradă și băieții aia. Și atunci o să vină iar... Nu mai. O să vină, o să-i bată, o să-i lasă lați și o să zică, vai ce curățenie a făcut noi în țară. Suntem un guvern bun. Ce mi-e Băsescu, ce mi-e Iliescu. Hai să fim serioși. Cumva ce impact a avut asupra tot ce ți-a întâmplat atunci în 90? Rămâi cu sechele. Și rămâi cu sechele pe viață. Și n-ai cum să scapi de ele. Nici mama psihologilor nu te ajută la treaba asta. Te poate ajuta să treci mai ușor peste. Dar să scapi cu totul, n-ai cum să scapi. Și nu sunt sigur ce mi s-a întâmplat, mie a fost un joacă de copii, deci nu am nici pretenția, aia nu o s-o cotesc bătaie, aia o s-o cotesc așa, o mângâiere amicală. Oamenii care s-au fost filmați și care au fost omorâți în piața universității, unde au plantat flori după aceea domnii meneri. Oamenii care au murit degeaba, omorâți de ăia. Oamenii ăia, cu ei trebuie să intrați în contact și să, nu cu aia morți. Cu oamenii ăia, chiar care au furat-o rău, trebuie să vorbiți voi și să vă zic exact ce simt. Dar nu cred că o să vă zică lucruri diferite. Poate unii s-au împăcat cu ideea, cum am împăcat și eu, ți-am zis, dar ce au făcut minerii atunci, n-am să uit niciodată. N-ai cum. Dar tu de unde ai aflat că vin minerii? Cred că ori din piață se spunea, băi, vezi că au venit minerii și hai să facem cumva să... Că știam ce se întâmplă, că îi văzusem. Întâi am văzut la televizor ce se întâmplă, că au venit minerii în București, m-am dus repede în piață. Și știu că acolo toți erau speriați că îi văzuseră cât sunt. Și cum veniseră ei prietenoși cu topoarele și cu ciomegele. Dar atunci când au venit, ce te-ai gândit? De ce au apărut minerii? Nu cred că m-am gândit la ceva. Nu te-ai gândit? Sigur, nu m-am gândit. Mă gândeam... Știam că sunt oameni puși de Iliescu să ne omoare pe noi. Simplu. Și așa a fost. Și crezi că ulterior, de exemplu, apropo de fapt că spuneai că poliția, mă rog, poliția, dar nu făcea nimic, miliția nu făcea nimic, crezi că asta cumva ți-a influențat ție percepția asupra organelor de ordine? Da, dar asta nu mă ajută la nimic. Nu ajută la nimic, oricum. Am avut cam de mică oroare față de uniforme și de... Eu înțeleg să... Respect legile foarte... N-am niciun fel de problemă, numai să nu mă forțez să fac ceva. Nu fac nimic ilegal, absolut, nu mă interesează. Ca și cu armata, când m-au luat în armată, m-au luat după ce m-au alergat 2 ani. Alte sechele și acolo. Nu. Nu, e urât, a fost urât. Și nu trebuie să se întâmple chestia asta, pe cuvânt. Au întins foarte tare coarda și se pare că o întind în continuare. Și nu se gândesc că poate apărea câte unul cu sechele din 90 care să-și cumpere o pușcă cu unul, să-i tragă una în cap. E foarte ușor. Asta e singura soluție, pe cuvânt. Alta nu e. Deci, trebuie împușcați. Împușcați fără milă. Poc. Ce ești tu, miner? Ai fost acolo? Da, n-am dat. Poc! Ce ești tu, președinte? Da, cum te cheamă? Băsescu. Poc! Ce ești tu? Am fost președinte. Cum te cheamă? Iliescu. Ție stai cap. Așa trebuie făcut. Și asupra mentalului colectiv, care crezi că a fost mentalul efectul? Colectiv, wow. Depinde. Pentru cei 10% i-a ținut în priză,
i-a făcut să urască și mai mult ce se întâmplă, pentru cei 90% l-a produs o mare bucurie că au scăpat țara de golari și de elemente negative. Nu mai știu că folosea Iliescu la niște termeni atunci. Elemente ajunge. Asta e. Tot ce pot să vă spun mai mult, chiar n-am ce. Câte bastoane la păcăr, că nu știu. În modul ăsta. Deci, le mulțumesc că m-au ajutat să iau cu licența aia, că altfel nu o luam. Dacă nu eram bătut și căsăpit de ei.